Motivat de prelungirea perioadei de caniculă în întreaga țară și la nivelul conducerii primăriei Roman au fost luate o serie de măsuri menite să diminueze efectele acesteia asupra organismului trecătorilor. În acest sens vor fi amplasate în mai multe puncte din municipiu corturi în care se va distribui apă celor surprinși de arșiță în oraș. Acestea se vor regăsi la Piața Mare, la farmacia din strada Anton Pan, la sediul primăriei, în centrul orașului și în zona Marom. Cu privire la perioada de caniculă, am stabilit mai multe puncte de intervenție și de sprijin. Astfel se distribuie apă populației în locurile fixe, piața la administrarea piețelor, farmacia Ritter de pe strada Anton Pan, dispensarul 1 din Bogdan Dragoș și la sediul primăriei. De asemenea, se vor amplasa în plus, începând de astăzi, două corturi cu ventilatoare, unul în zona centrală, în zona cubului, unde e traficul mare spre zona pieței, și în zona Maro se vor monta două corturi cu apă, cu ventilatoare, astfel încât persoanele care simt că nu se simt bine, că le e rău, să poată profita de asemenea această amenajare. Edilii susțin că este necesar ca în perioada în care termometrul arată foarte multe grade, plus ca romașcanii să respecte o serie de recomandări făcute de medici. Recomandarea este ca în perioada în care este caniculă și este foarte cald, să se evite ieșirea și expunerea pe timp delungat la soare. Aceste corturi vor fi operative între orele 11 și 16. De asemenea, o discuție pe care am avut-o în operativă astăzi, dorim reamenajarea fântânii artezienii din fața primăriei. Aceste corturi vor fi operative zilnic în intervalul orar 11-16, când romașcanii pot să se răcorească. Din păcate, în prima zi când aceste corturi au fost amplasate, foarte puțin romașcani au poposit la corturi amplasat la intrarea în primăria Roman.